Povestea unui tânăr îndrăgostit a făcut în conjurul lumii. Bărbatul susține că a donat un irinic pentru mama iubitei lui. Gestul nu i-a fost apreciat la adevărata valoare, iar partenera de viață l-a părăsit o lună mai târziu. Mai mult, femeia s-a și căsătorit cu un alt bărbat. Mexicanul Martinez a captivat o mulțime de internauți cu povestea sa. El a distribuit un clip pe TikTok prin care le împărtășește oamenilor întâmplarea. I-am donat un rinic mamei sale, i-am părăsit și s-a căsătorit luna următoare, se arată în descrierea filmului. Donarea unui rinic nu înrăutățește starea de sănătate a rinichiului rămas și nici funcția acestuia, dar riscurile diferă în funcție de fiecare persoană și vor fi necesare multiple teste pentru a se stabili dacă o persoană poate sau nu dona un rinic. Cei care decid să doneze un rinic trebuie să facă acest lucru voluntar fără nicio presiune din partea cuiva și să înțeleagă riscurile presupuse de această intervenție chirurgicală. Donatorul trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani. De cele mai multe ori, cel care donează un rinic este o rudă a celui care are nevoie de transplant. Important este să existe compatibilitate între grupa de sânge și țesuturile bolnavului cu ale celui care donează rinichiul.